S-a apropiat de un tânăr, l-a bătut, iar apoi l-a jefuit. Vorbim despre individul care apare în imagini căutat de polițiști pentru comiterea unui furt. Potrivit polițiștilor, totul s-ar fi întâmplat pe 12 august, când victima, un tânăr de 20 de ani, a informat oamenii legii că în timp ce se deplasa pe bulevardul Mircea cel Bătrân din sectorul Ciocana, de el s-a apropiat un bărbat care, aplicând violența, i-a sustras portofelul, cauzându-i un prejudiciu de peste 7.000 de lei. În acest context, poliția a pornit o cauză penală pentru jaf, în cadrul căreia sunt demarate acțiuni speciale de investigații și de urmărire penală. Dacă va fi găsit vinovat, individul riscă o pedeapsă cu închisoare pe un termen de la 5 la 7 ani. Persoanele care l-au recunoscut sau dețin informații despre identitatea și locul aflării acestuia sunt rugate să informeze poliția la numărul unic 112.